Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește moralul să poți. Bună dimineața, oameni buni! Bine v-am regăsit la cafeaua de dimineață. Astăzi vreau să discutăm despre autoritate locală și despre modul în care autoritățile locale se încalecă una pe alta și fiecare zice că face treaba legal și fără niciun fel de ingerință în activitatea alteia. Nu știu dacă știți, probabil că nu, că oamenii normali au altă agendă decât politicienii. Politicienii cred că au o agendă apropiată de cea a oamenilor normali. În realitate, lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Deci, nu știu dacă știți, dar în acest sfârșit de săptămână, finalul de săptămână trecută și de atunci până astăzi, la Roman, municipiul Roman, a avut loc un scandal care în mod normal ar trebui să fie un scandal monstru sau monstruos, în care s-a discutat despre una din problemele care doare cel mai tare în acest moment Romanul, organizația din Roman, PNL Roman, PNL județean și, în general, viața politică. Știm cu toții că domnul primar Lucian Micu a fost declarat la un moment dat incompatibil de către Agenția Națională de Integritate și după aceea s-a judecat și în instanțe diferite, până la urmă a pierdut definitiv procesul cu agenția, de unde a plecat totul de la o reclamație împotriva sa, că ar fi fost membru în Consiliul de Administrație de la spital, în timp ce era viceprimar. Ei bine, de la această decizie definitivă, dată undeva prin aprilie anul acesta, și până astăzi, nu s-a întâmplat nimic în mod normal, sau în mod... trebuia să avem o decizie luată de instituția prefectului cu privire la încetarea mandatului sau nu a domnului Lucian Micu. Lucrurile se pare că au luat o raznă. Instituția prefectului a cerut mai multe lămuriri Agenției Naționale de Integritate. Din informațiile noastre, ieri sau alaltă ieri, dar parcă ieri, au sosit ultimele lămuriri și este de așteptat ca instituția prefectului să dea o decizie în acest caz. Oricum, decizia mi se pare destul de întârziată. Între timp, la Roman, într-o ședință a Consiliului Local, s-a produs o mică surpriză. Putem spune chiar că un fel de premieră națională, aproape sigur o premieră națională, un consilier local și probabil cu grupul de consilieri din Roman a promovat un proiect de hotărâre care sună cam așa. Articolul 1. Bine, se face trimitere la toate legile, o să vorbim imediat. Spune, hotărăște, prin hotărâre de Consiliul Local, se constată starea de incompatibilitate a domnului Lucian Ovidiu Micu în calitate de primar reținută în raportul de evaluare al Agenției Naționale. 2. Se constată, în conformitate cu raportul de evaluare, că domnul Micu nu este în stare de incompatibilitate în mandatul actual de primar. 3. Se constată în conformitate cu același raport, așa, starea de incompatibilitate a încetat la data de 24.06.2016, data validării în calitate de consilier local viceprimar în mandatul 2016-2020. Se constată la punctul 4 că prevederile articolului 25 din legea 176/2010 nu prevăd vreo sancțiune care să poată fi aplicată în cursul mandatului actual domnului Lucian Micu.
Și după aceea se constată că a intervenit prescripția răspunderii civile, administrative și disciplinare pentru starea de incompatibilitate a domnului Micu. Și după aceea, cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Secretariatul General al Municipiului Roman. Prezenta hotărâre se comunică prin grija Secretariatului General al Municipiului Roman, agenției, instituției prefectului județului Neamț. După ce a apărut această hotărâre, bineînțeles că a început scandalul. Presa romașcană a scris despre hotărâre, o parte a presei, cea mai mare parte a presei se pare că a criticat hotărârea, au apărut și știri naționale pe aceeași temă. De aceea noi am zis că e bine să ascultăm și pe cei care au inițiat acest demers, după care o să încercăm pe parcursul emisiunii să vedem care sunt toate dedesubturile acestei hotărâri. De aceea încercăm să vorbim cu domnul Constantin Ghica, a fost viceprimar la Roman, consilier local PNL, cel care pare să fie inițiatorul acestui proiect. Dacă reușim să vorbim cu domnia sa, ar fi... Salut, da. Bună dimineața, domnul Constantin Ghica. Valentin Bălănescu, Cafeaua de dimineață, emisiunea de fiecare dimineață de aici, de la Mesagerul de Neamț și pe știri din Neamț. Mi-am permis să vă deranjez, domnul consilier, pentru că dumneavoastră sunteți cel care a inițiat proiectul acela de hotărâre care a generat extrem de multe discuții în spațiu public. Discuții care pornesc, unul, de la atribuțiile Consiliului Local, dacă poate Consiliul Local să ia o asemenea hotărâre, și o să vă rog să ne explicați pe îndelete despre ce este vorba, și după aceea nu discutăm aspectul politic cu cei de la PSD care au votat, și ei nu este treaba domniei voastre aceasta. Deci haideți să vedem cum s-a ajuns la acest proiect de hotărâre. La acest proiect de hotărâre s-a ajuns prin faptul că raportul de evaluare al Agenției Naționale de Integritate a rămas definitiv prin decizia înaltei curți de casație și justiție. Da? Da, vă ascultăm. Potrivit legii, raportul de evaluare este transmis Consiliul Local. Pentru că legea 176 la articolul 26 spune pentru fiecare categorie de persoană la care se referă legea, unde este transmis raportul. Raportul este trimis la Consiliul Local. Consiliul Local este obligat, prin lege, să pună în aplicare sancțiunile corespunzătoare. Ca urmare. Acum, deci, cum să vă explic eu așa mai... Direct, domnul. Să știți că telespectatorii noștri sunt, în general, mai inteligenți decât noi. Și înțeleg repede. Aha. Foarte bine. Atunci, raportul rămânând definitiv, Consiliul Local este obligat, chiar sub sancțiune poate fi sancționat dacă nu face ceva, să pună în aplicare sancțiunile care derivă din acest raport. Numai că noi atunci am inițiat un proiect de hotărâre pe care am cerut ca Consiliul Local să constate starea de incompatibilitate a domnului viceprimar Lucian Micu, reținut în raportul de evaluare, să constate în conform cu raportul că în actualul mandat de primar domnul Lucian Micu nu este în stare de incompatibilitate, și se mai constată în raportul de evaluare că agenția se constată că nu prevăd o sancțiune care poate fi aplicată. Deci, legea 176 nu prevede nicio sancțiune în momentul de față prevăzută pentru primar luată de Consiliul Local. Altfel spus, Consiliul Local poate sancționa numai viceprimarul. Primarul poate fi sancționat de alte instituții ale statului. De care instituții poate fi sancționat primarul? Păi, dacă ne uităm în lege, raportul de evaluare va fi trimis pentru
primar și președintele prefectului. Bun, deci eu să înțeleg așa, Consiliul Local acum a luat o hotărâre care a luat act 1 de starea de incompatibilitate ca viceprimar, 2 da. De faptul că nu este în incompatibilitate, acum lucru evident că nu mai era acolo. Așa. 3 că nu poate Consiliul Local să ia vreo, să aplice vreo sancțiune. Dar că există o instituție a statului numită prefectură care ar putea să aplice o sancțiune și atunci nu se bate cap în cap asta cu hotărârea de Consiliul Local de acum? Păi hotărârea de Consiliul Local răspunde, nu vorbește din nicio sancțiune a primarului în momentul de față. Spune că a fost în conflict de interese. Dar chiar mai mult, și a născut iarăși discuții, intervenția prescripției în caz. Articolul 25 din legea 176 prevede că termenul general de prescripție este 3 ani, iar termenul, citez în memorie acum, începe cu încetarea de drept a mandatului alesului local. Ei, încetarea de drept a fost în iunie 2016. Dacă numărăm 3 ani, iunie 2019 ar fi prescrisă. Atunci, domnul Ghica, mă scuzați o secundă, deci practic în iunie ar fi prescris această sancțiune. Iunie 2019. Bun. Așa scrie articolul 26 din legea 176 pe care o puteți consulta. O întrebare, de ce din aprilie până acum Consiliul Local nu a inițiat o hotărâre similară? Acum, hotărârea la Consiliul Local a ajuns mai târziu, deci din aprilie, sfârșitul aprilie, începutul mai, a fost comunicată, a fost rămasă definitivă, nu mai știu exact data, parcă 28 aprilie. Da, așa ceva, pe acolo, da, da. Așa, pe acolo, deci mai. Ei, având în vedere și starea care a fost în România, practic, eu fiind și președintele Comisiei Juridice din Consiliul Local. Și de-aia a ajuns proiectul la mine. Nu din alte considerențe. Am înțeles. Ca orică unii să speculeze în fel și chip. Domnul Ghica, dar este normal. Dumneavoastră sunteți consilier local al Partidului Național Liberal. Mi se pare absolut normal ca să faceți pe lângă hotărârea care este pentru că o hotărâre ca act administrativ să vă faceți și treaba la partid, ceea ce dacă nu încalcă legea. Deci nu încalcă, deci nu am nicio incompatibilitate. Ba chiar mai mult v-am spus că fiind membru al Comisiei Juridice, chiar președinte, la mine a venit această problemă ca să și împreună cu consilierii de la Consiliul Local, consilierul juridic și aparatul propriu primar, chiar direcția juridică, am făcut acest lucru, nu e niciun secret. Adică ați lucrat într-un grup, a fost un grup de lucru. Nu, dar la inițierea unui proiect de hotărâre de Consiliul Local, poți antrena orice compartiment din aparatul propriu primarului. Am înțeles. Spuneți-mi un pic, ca să lămurim. Eu m-am lămurit cu punctul de vedere al Consiliului Local. Două lucruri aș vrea să mai lămurim. Credeți că o hotărâre a prefecturii dată în acest caz ar fi o ingerință în activitatea Consiliului Local acum? Sau invers, hotărârea Consiliului Local ar fi o ingerință în activitatea, în atribuțiile instituției prefectului de a da o sancțiune? Nu știu asta să vă răspund. Hotărârea Consiliului Local este un răspuns către Agenția Națională de Integritate că am luat act că, într-adevăr, domnul Lucian Micu a fost în stare de incompatibilitate în anii 2012-2016, că toate celelalte puncte, că nu este... Da, am înțeles. Și deci atât am făcut noi. În rest, n-am spus că să fie sau sancționat, pentru că nu este treaba Consiliului Local să... În ceea ce îl privește pe primar. Am înțeles. S-a speculat foarte mult că era o forțare a mâinii adresată prefectului ca să nu mai emită un ordin. De asta deci vreau să lămurim lucrurile. Deci, pentru primar, răspunde raportul și prefect, instituției prefectului. Da. Dar
pe care o avea domnul Ialnicu atunci era de viceprimar. De aceea a ajuns la noi. Noi am răspuns cum ne-am... Am înțeles. Și restul celelalte instituții ale statului o să-ți facă treaba. Am spus tot ce trebuia, zic eu. Am înțeles. Așa este mult mai clar ceea ce s-a întâmplat la Roman. Deci, practic, Consiliul Local a luat act de decizia de la Ani și a răspuns, întrucât a fost, i s-a transmis această decizie. Am dat un răspuns care n-a poate fi atacat. Dacă noi, uitați chiar, vă spun așa, în ultima sancțiune, dacă Consiliul Local, sau mă rog, nu lua un act, făcea un act în ceea ce privește raportul de evaluare din acea vreme, atunci fiecare consiliu era pasibil de o amendă de 200 de lei pe zi de întârziere. Am înțeles. Da, acum lucrurile sunt mult mai clare ca să înțeleagă lumea. Deci Consiliul Local nu și-a depășit atribuțiile, a luat o decizie în funcție de ceea ce... Deci era răspuns la întrebarea din titlul nostru. Domnul Ghica, o ultimă precizare v-aș ruga. Spuneți-ne, înainte de a promova această decizie, a existat o consultare a grupurilor de consilieri? Pentru că ați văzut ce s-a întâmplat la PSD cu scandalul cu consilierii locali. Deci ați avut consultări cu liderul de grup de la PSD sau nu? Nu. Deci nu ați avut niciun... A fost o discuție în Comisia Juridică unde, bineînțeles, este un consilier PSD. Puteți să ne spuneți cine este consilierul? Este domnul Holban. Adică, adică liderul de grup al PSD, cum s-ar spune. Așa, e liderul de grup, dar au fost discuții în Comisia Juridică, unde am dat avizul... Și discuția juridică... Da, și discuția juridică... Comisia Juridică când s-a întrunit? Că am înțeles că prefectul acest proiect a fost depus suplimentar pe ordinea de zi. S-a întâlnit la ora 11:30, înainte de... De ședință. De ședința Consiliului Local. Am înțeles. Vă mulțumesc tare, tare mult și vă dorim succes în activitatea prezentă și viitoare. Numai de bine. Doamne ajută, sănătate. Deci, ne-am lămurit într-un fel care este situația. Consiliul Local, la inițiativa președintelui acestei comisiei juridice, a promovat acest proiect de hotărâre. Este greu de crezut că a promovat proiectul fără discuții cu oamenii din jurul primarului Lucian Micu, ceea ce iarăși este normal. În această luptă a primarului Micu cu Agenția Națională de Integritate, acesta este un episod. Probabil, cel mai probabil, vom avea episodul următor care să fie generat de prefectura. Toată lumea așteaptă o decizie a prefecturii. De ce? Pentru că domnul George Lazar provine din PNL, a fost prim vicepreședinte al partidului. El este pus într-o situație destul de delicată, fiind și Romaș Can, va avea de ales între interesul partidului care l-a promovat în funcție și lege. Ori aici, mai ales în noile condiții generate de Parlamentul României cu niște schimbări substanțiale în ceea ce înseamnă posibilitatea unor aleși locali de a candida sau nu declarați, fiind definitiv incompatibil sau în conflict de interese, este destul de complicat acum să dai o decizie. O să vedem ce decizie va lua, după aceea vom putea să o discutăm. Până atunci însă să spunem că acest proiect de hotărâre a generat un scandal monstru în PSD. PSD care s-a trezit că are consilieri locali la Roman care au votat împreună cu PNL-ul respectiva hotărâre. De aici o întreagă discuție și din nou foarte multe scenarii. Scenariul 1 este că la Roman tot timpul a fost un blat între PSD și PNL, un blat care a convenit tuturor și de aceea nu s-a mirat nimeni de respectiva decizie.
Pe de altă parte, liderul de grup de la Roman al PSD-ului, domnul Holban, face parte nu din gruparea Manoliu, cel care este președintele organizației, ci mai mult din gruparea cealaltă care îl contestă. Președintele organizației județene a cerut măsuri. Domnul Arsene a cerut măsuri la Roman. Și este ca un fel de șah dat senatorului Manoliu, căruia îi se poate reproșa că nu își ține în frâu consilierii. Pe de altă parte, ne-am lămurit acum, liderul de grup a știut despre acest proiect de hotărâre, s-a aflat primul și nu și-a informat superiorii. Între timp, la Roman a avut loc așa un fel de acțiune de aflare a adevărului. Consilierii prezenți la ședință au fost chemați și să dea un fel de note explicative de ce au votat, cine le-a spus să voteze și acum se vorbește despre excluderi. Dacă este adevărat sau nu, ne vom convinge în următorul dialog, dacă reușim să stăm de vorbă cu domnul Dan Manoliu, senator și președintele organizației PSD Roman. Să sperăm că reușim să vorbim. Bună, da, da. Bună dimineața, domnul președinte al organizației PSD Roman și senator în timpul activității. Domnul, bună dimineața. Bună dimineața. Încercăm să ne lămurim ce s-a întâmplat la Consiliul Local în ședința care a avut loc și în care s-a votat acel proiect de hotărâre care constată practic starea de incompatibilitate pe perioada de viceprimar a domnului Micu, că nu mai este incompatibil acum și că nu există sancțiuni care să îi se atribuie. Nu discutăm acum proiectul în sine, ci votul dat de consilierii PSD. Lămuriți-ne! Toată lumea vorbește chiar de un blat la Roman între PSD și PNL. Care este adevărul dumneavoastră? De când sunt eu președinte al organizației Roman, niciodată n-am avut nicio înțelegere și nici măcar un contact cu reprezentanții PNL-ului la Roman. Și acest lucru cred că s-a văzut pentru că am reușit ca de la un rezultat în 2016, pot să spun dezastros, în momentul când abia preluasem organizația de o jumătate de an, trei sferturi de an, am dus la alegerile prezidențiale împreună cu colaboratorii mei, cu Alex Rotaru, deputatul care este președintele executiv al organizației. Ca și rezultat, vă spun, organizația undeva pe locul 2 între organizațiile PSD pe județ. Dacă ar fi fost umblat, cred că lucrurile ar fi decurs altfel. Poate în ziua de astăzi n-aveam 6 consilieri, poate aș fi avut 7 sau 8, ar fi fost total altceva. Deci exclud din start și chiar mă revoltă această ipoteză că eu aș fi făcut blat. Eu nu am făcut blat cu nimeni și nu fac blat cu nimeni. Atunci, spuneți-ne, cum se explică votul consilierilor locali PSD alături de cei de la PNL? Am vorbit înainte cu domnul Ghica de la PNL și care ne-a spus că cel puțin un consilier local de-al dumneavoastră, domnul Holban, care cred că este și lider de grup, a aflat despre proiect înainte de a intra în ședință. A avut loc o discuție, măi, cum votăm, că așa se face, din câte știu eu. Eu am discutat cu fiecare consilier în parte, recunosc verbal doar cu domnul Holban, care a refuzat să dea o declarație scrisă. Și a fost foarte scurt în discuția cu mine. Ceilalți consilieri mi-au declarat clar că ei au intrat pentru că aveau comisiile la 11:30, au aflat de proiect puțin înainte, cu 10 minute, un sfert de oră, înainte de a intra în ședința de consiliu. Domnul Holban, din declarațiile care este scrise a celorlalți 5 consilieri, era în primărie de la ora 10, fiind membru a comisiei juridice. A stat și a recunoscut că a stat împreună cu secretarul orașului și cu domnul Ghica și cu
la discuții și a verificat legalitatea, dar în această perioadă de două ore, între ora 10 și ora 12, numai cum era normal și cum s-a întâmplat întotdeauna, nu mi-a dat un telefon să spună: domnul președinte, uitați, eu un proiect sensibil, două proiecte, pentru că eu sunt nemulțumit, pentru că în afară de consilierul Radu Curpăn, care a păstrat linia din martie a votului din Consiliul Local, în care noi nu am fost și ne-am abținut de la împrumutul de 8,5 milioane de lei pe care vrea să-l facă primăria, nu m-a sunat, nu m-a contactat, deși noi luni, când m-a sunat dânsul, am studiat ordinea de zi care era afișată pe site-ul primăriei. Și, bineînțeles, am studiat fiecare punct, am stabilit cum se va vota, că așa se face la orice parte, discuți cu liderul de grup. Haideți, atunci, haideți să tragem o concluzie, domnul Manoliu. Deci, problema este că nu am fost informat, niciunul din consilieri. Eu am discutat cu dânsul și le-am spus foarte clar. Chiar dacă ceilalți 5 sau 4 au un motiv că liderul de grup nu le-a dat niciun semnal, totuși ei sunt acolo aleși pe o listă și au căpătat încrederea unei organizații sau unor membri de partid, au adus un prejudiciu mare de imagine și de percepție organizației municipale Roman. Am luat decizia de a face propunerea către biroul local, așa cum le este din comunicatul de presă, prin care ei vor fi suspendați pe o perioadă din calitatea de membru de partid și, de asemenea, nu mai participă niciun reprezentant al organizației Roman în Consiliul Local până când legea nu va fi aplicată. Stați o secundă, stați că asta este o știre. Deci niciun reprezentant al PSD nu va mai participa la ședințele Consiliului Local până când nu va fi aplicată legea. Care lege? Cea privind suspendarea primarului Lucian Micu, conform hotărârii judecătorești de la Înalta Curte. Bun, acum eu vă întreb și încercați să-mi răspundeți dacă puteți punctual. 1. A spus că nu este niciun fel de blat. Dumneavoastră n-ați făcut niciun fel de blat și organizația în întregul ei, dar putem vorbi în cazul acesta de un blat al domnului Holban? Da. Da. Deci putem vorbi de un blat al domnului Holban. Da, bun. Mai ales că am niște semnale de la, tot de la consilieri. Unii dintre ziști au fost puși în, ca să spun așa, nu când temă, în atenție, spunându-se că vor fi niște proiecte suplimentare sensibile, vor apărea în ziua ședinței. Încă de luni seara, am înțeles. Am înțeles. Deci, practic, el știa și i-a pregătit pe ceilalți. 2. Ca să ne fie clar, acești consilieri încă sunt consilieri locali, dar veți propune să li se retragă sprijinul politic, să fie înlocuiți toți sau numai unul sau trei sau doi, câți? Normal, făcând suspendarea din calitatea de membru de partid, obligatoriu ei ar trebui să fie suspendat și înlocuit și ca consilier. Știți foarte bine că în momentul actual e o prelungire de mandat și acest lucru este aproape imposibil. De aceea, sfătuindu-mă, recunosc, și cu președintele organizației județene și ascultând și analizând situația împreună cu domnul Ionel Arsene, am stabilit ca în propunerea către birou să fie și neparticiparea niciunui reprezentant, care o fi el stabilit, la ședințele de Consiliu Local. Scuzați-mă, dar asta este ca o freție la un picior de lemn. Adică, practic, nu puteți face mare lucru, că dacă omul vrea, știe că nu mai este pe listă la PSD, dacă vrea, se poate duce la ședință, că nu îi se poate întâmpla nimic, sau cel puțin așa mi se pare mie. Da, dar în acest caz, vedeți, dacă citiți comunicatul de presă, în acest caz, obligatoriu este exclus din partid. Și atunci, orice hotărâre ia cu votul lui Consiliul Local, pot fi atacate și considerate ca nule. Am înțeles. Cel puțin așa știu. Bine, dacă credeți că mai este ceva de adăugat la acest subiect. N-am ce să adaug,
v-am zis, eu urmez calea statutară, revolta mea personală este mare, am avut încredere în acești oameni, am avut încredere în Titi Holban, n-am crezut niciodată că va fi în stare să facă așa, mai ales că este un membru vechi în organizația Roman și, bineînțeles, vina, v-am spus, nu este al lui Holban ca lider, este cea mai mare, dar vina o au toți pentru că trebuiau să și știau foarte, cred că și foarte bine, că vor da o lovitură de imagine și de credibilitate organizației Roman. Cred că asta s-a și urmărit ca să se scoată în evidență că există un blat. Nu există niciun blat. Nu, nu există un blat la nivel de organizație. La nivel de oameni. Blaturi personale. Blaturi personale. Deci am stabilit un lucru, al doilea lucru important astăzi. Bine, vă mulțumim și vă dorim cele bune. Sănătate, numai bine. Mulțumesc. Deci, ați văzut cum se face administrație și politică în Neamț. Deci, din aprilie până acum, lucrurile nu se știu foarte clar cum vor fi. Pentru Partidul Național Liberal rămâne dilema cu sau fără primarul Micu, pentru că nu se știe ce se va întâmpla prin decizia prefectului. În paralel, mici blătulețe pentru o hotărâre practic fără miză, că ne-a spus domnul Ghica, inițiatorul hotărârii, că de fapt pentru primar și președinți de Consiliul Județean decizia este la prefectură. Asta este mai mult o chestiune de imagine, ca să spunem așa, și de sprijin indirect pentru primarul în funcție. Altfel, un om pregătit și cu care poți discuta administrație publică locală, ne-am convins de asta. Pe de altă parte, scandalul din PSD, care este un scandal ca la biliard cu mai multe mante. Pe de o parte, întărește în Roman poziția grupării Arsene, și pune la punct, sau mă rog, în defensivă poziția grupării Manoliu Rotaru, pentru că sunt acuzați că n-au putut să-și stăpânească consilierii. Pe de altă parte, liderul consilierilor nu este un apropiat, foarte apropiat de Manoliu Rotaru. Și de aici toate consecințele care ar putea urma. Noi să reținem atât că mingea în acest moment este în curtea instituției prefectului, care va trebui în câteva zile să ia o decizie în cazul Roman, o decizie care oricum va fi luată pro sau contra primarului în funcție, va fi discutată, comentată și analizată pe toate fețele. Vom vedea ce se va întâmpla, mai ales că la nivelul Partidului Național Liberal nu numai Roma nu este o problemă, ci și municipiul Piatra Neamț, iar fără voturile din cele două municipii, măcar la nivelul anului 2016, se pune întrebarea dacă Partidul Național Liberal va reuși să obțină ceea ce își dorește, supremația în Consiliul Județean Neamț. Ne oprim aici, vă dorim o zi bună și să ne vedem sănătoși cu toții!